stimație invitat și bună ziua, stimată presă. Fiți bineveniți la evenimentul din această după-amiază. Un eveniment care dă bucuria să țină până 500 de ani de istorie a Turcii. Scriși, descriși într-un stil limpede, clar, un instrument de cunoaștere, atât pentru specialiști, cât și pentru publicul larg, iubitor de istorie, sau dacă nu, cel puțin de Turda. Bună ziua, domnule Răzvan Mihaileanu. Înainte de a mă uita la dumneavoastră, v-am văzut numele de această carte. Întâmplător, în general, autorii adevărat sunt modești. O carte despre instituțiile care au consacrat municipiul Turda, orașul Turda, mai de mult. O carte despre evenimentele prin care Turda s-a sincronizat cu marile mișcări sociale, culturale, politice ale vremurilor. O carte despre acei oameni care au devenit personalități prin efortul adus de ei la zidirea Turzii, a Transilvaniei și chiar la zidirea României. Despre toate acestea o să vorbească în această după-amiază invitații domnului profesor Miacu și îl rugăm pe domnul academician profesor Universitar Nicolae Petrovu, care este directorul Institutului de Istorie George Barbițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca și membru corespondent al Academiei Române, să deschidă prezentarea acestei cărți, mai ales că știm că vă leagă de prietenul și concitadinul nostru o colaborare profesională de mulți ani. Despre asta o să vorbiți dumneavoastră. Să ascultăm ceea ce spun specialiștii pentru noi despre momente din istoria orașului Turda. În această sală festivă a primăriei municipiului Turda și întâlnirea este prilejuită ca și în anii precedenți de o nouă carte pe care dragul nostru mai tânăr Răzvaneanu a comis-o, a scris-o, a publicat-o și pe care o lansăm astăzi, poate și în contextul în care astăzi are 34 de ani. Este o vârstă frumoasă, este o vârstă care promite în continuare, dar și așa dânsul a scris și a publicat mai multe cărți în anii anterior, deci până în momentul de față. Vreau să memorez în fața bunilor voastre acest moment vast și pentru dânsul și pentru noi și pentru cei care sunteți prezenți, municipiul de Brăila și Turda. Vreau să rememorez câteva momente din perioada anterioară care sunt legate de tânărul nostru coleg. Acum se spune că după 33 de ani deci în a doua jumătate, pe deseza de Mesotelgan, jumătatea drumului. Și, oricum, ai realizat suficiente, destule cărți, suficientă, iar o foarte bună activitate științifică până în prezent, dar cu cărți profesionale și așa mai departe. Dânsul a studiat. După aceea s-a înscris la doctorat. Am avut ocazia, privilegiul, să-i coloresc teza de doctorat pe care a elaborat-o și a ținut-o mult acum în fața Institutului de Istorie Vințu și care lucrare, teză, lucrată, se găsește în mari biblioteci din țară, dar nu e din țară și străinătatea fiind solicitată datorită subiectului pe care l-a
la cap și pe care l-a desfășit acolo. Dânsul s-a dedicat apoi problemelor istorice de pe Marie Rivert, privind acest municipiu. Și din ceea ce cunoașteți și știți din întâlnirile noastre anterioare, din anii precedenți, dânsul a tratat pe rând mare probleme, de fapt, cu care s-a confruntat în trecut turma, iar în momentul de față, prin această nouă carte, intitulată mai general, mai bine din Scurea Orașului Pulga, ne prezintă o serie de personalități, de evenimente și de instituții, începând din cel de-al 15-lea veac până în secolul 20, până în secolul trecut. Cine răspăiește, vede din cuprin și răspăiește lucrarea, îți dă seama că este vorba de o serie de probleme deosebit importante din evoluția istorică aceste venerabile vechi așezări transilvane și în spațiul general al României. El s-a dedicat și a preluat această misiune, această sarcină și s-a dedicat cercetărilor de bibliotecă, de arhivă, pentru ca să desfășoare aceste momente mai importante, perioade mai importante din trecutul Tursii. Și eu nu cred că se va opri acest, îl recunosc, va continua să investigheze, să găsească și alte aspecte, alte detalii, alte momente din trecutul acestei așezări, mari așezări, importante rosturi, în diferite perioade în istoria Transilvaniei și nu numai. Sigur că, că vorbim mult despre ceea ce a realizat până acum și eu îi urez succes în viitor să realizeze și alte asemenea lucrări. Vă zice că nu va să ne întâlnim acela la sfârșit de primăvară și nu pot să nu aduc la rândul și să nu exprim mulțumirii instituțiilor, persoanelor care l-au sprijinit în acest demers științific falsă. Ei sunt trecuți, acei să știu, este bine să și alții care nu sunt trecuți, mulți care au contribuit cu toții la realizarea acestor lucrări și mulțumindu-le tuturor, îi urez în continuare numele nostru coleg, succes în viitoarea activitatei și dumneavoastră, de asemenea, multă sănătate și să le curați întotdeauna, nu cred că trebuie să mai facă această invitație, să le curați întotdeauna cu foarte multă plăcere și cu multă atenție paginile cărți, paginile cărții pe care le-ai apărat. Suntem bucuroși și mă onorează în mod real prezența dumneavoastră, mai ales că această prezență este determinată de cartea despre Turda, autorului care nu vorbește deocamdată nimic, probabil încă mai trăiește efortul scrisului. Continuăm prezentarea cărții colegului, prietenului nostru, și mulțumim domnului Șefan Turbuș că este aici, domnul profesor conferențiar universitar doctor. Rugăm frumos să ne adresați nouă, să ne spuneți de ceva despre carte, iar acum deschideți microfonul, o să fac îndemnul care de obicei se face, citiți cartea. Nu am citit în întregime această carte, dar am citit mare parte din ea. În genealogie, se spune că o generație, genealogia fiind, mă rog, preluată modelul creștin, o generație ține 33 de ani.
Așa că Mihai Răzvan Neagu a trecut în etapa cei de-a doua generație. Dar a trecut cu succes și parafrazându-o de psalmist, s-a învechit în zile bune și nu în zile rele. Da? Da. N-am să vorbesc foarte mult despre această carte, cât am să vorbesc despre autorul ei. Cartea în sine este o carte doctă, cum ne-a învățat Răzvan că concepe și scrie cărțile. E o carte doctă cu subiecte interesante, de nișă, și cu cât sunt mai de nișă, cu atât sunt mai percutante, n-aș spune că pentru actualitatea imediată, ci pentru acea, acea depunere de anumite discografice, care în cele din urmă își vor produce efectele în durată, în medie și lungă. Istoria este uzată și acuzată în acest context, în România actuală. Istoria este de multe ori folosită în mod pedagogic și cărțile lui Răzvan Neagu sunt cărți care nu pot fi utilizate în aceste scopuri și voi spune și de ce. Trecând la modul în care Răzvan Neagu se raportează la orașul său. În istoria ideilor politice și în istoria ideilor filozofice despre organizarea comunităților publice, există un concept care se numește machiavelism. Acest concept de machiavelism, care sună extrem de întrebăcios, așa, sulfuros la prima vedere, are însă o istorie foarte generoasă la bază, pe care filologii și specialiștii umanism îl numesc nu machiavelism, ci machiavelism. Este vorba despre atașamentul pe care unul dintre mari istorici și filozofi ai istoriei pe care l-au avut umanitatea, Machiavelli, l-a avut față de Florența. Răzvan Neagu nu este un machiavelic, ci este penetrat de machiavelismul de cea mai bună calitate. Adică a face orice este posibil, istoriografic vorbind, fără compromisuri, să poată să pună în evidență elementele pozitive, elementele active, elementele de durată care au forjat comunitatea actuală. Iar în carte, veți găsi cu siguranță nume aparent necunoscute, da? Dar care au forjat tuturor care este astăzi. Sigur, putem să fim nemulțumiți de viața de astăzi, de viața de mâine ce va fi, de proiectele pe care avem, dar să nu uităm că în spate este un background care a crescut pe baza acestor indivizi care sunt recrutați științific în această carte și care, la rândul lor, ca și Răzvan Neagu, au iubit și s-au atașat. Da? E acest atașament care nu se numește, sau se poate numi, mă rog, speculativ, patriotism local, este ceea ce l-a vestit și pe Machiavelli. A făcut tot ce a putut din punct de vedere științific și tehnologic, la nivelul acela al tehnologiei, filozofiei politice, să identifice cele mai bune soluții pentru a găsi guvernarea perfectă pentru Florența. Acest model, ulterior difuzat în întreaga lume și care astăzi să zicem, este cartea de căpătări la filozofiei politice moderne, a fost datorită confuziei făcute între atașamentul aproape carnal față de comunitatea care a spații și lipsa de, să zicem, de orice mijloc de viclenie în a nu urma scopul pentru a promova orașul, a făcut ca machiavelismul să se transforme în așa numit machiavel. Da? V-am făcut această considerație pentru a arăta cum un personaj de tipul machiavelic, care este un personaj absolut pozitiv, da? A plecat de la acest atașament concret
și aproape canal față de comunitatea de care am. E acest atașament îl revăd în persoana lui Mihai Răzvan Ceanu. Mihai Răzvan Ceanu nu este singurul intelectual din Turda, cel puțin din Turda, după 1918, care are o regulă transilvană și națională. Dar pot să spun cu mâna pe inimă, după a 4-a, 5-a carte, că este intelectualul din Turda care a dedicat cel mai mult dintre ceilalți intelectuali acestui oraș. Și o face cu conștiința istoricului belirist, care știe că orgoliul turzii trebuie promovat. Și distinși noștri colegi mai tineri, distinsele colegi și colegi mai tineri, care vă sunt elevi, trebuie să știe că aveți de ce să fiți mândri de Turda. Pentru că Turda este primul oraș din Transilvania menționat în surse. Este primul oraș din România. Da? Menționat în surse medievale. Lăsând mai departe chestiunile cu apul, cu... Este primul oraș care în sursele medievale, de acum 1000 de ani, are continuitate neîntreruptă. Acest orgol se plătește în persoana lui Mihai Răzvan Ceanu. Și cu siguranță, cum zicea domnul academician, acesta este doar un început. Un început al orgoliului istoric al acestui oraș. Dar sunt multe alte documente din secolele precedente care pot să releve entitatea românească și potențialul românesc care a construit comunitatea turdeană și a rezonat cu românitatea din Transilvania. De aceea v-aș ruga cu condescendență și cu multă delicatețe să lecturați întotdeauna cărțile lui Mihai Răzvan Ceanu și pe aceasta, mai ales în mod special, pentru vedere că o prezentăm astăzi, pentru că ele, dincolo de partea doctă științifică, mărturisesc un atașament rațional, dar un atașament profund, față de comunitate, modelul care este destul de des prezent în alte spații și tot mai puțin prezent în spațiul românesc. De aceea îl fericit încă o dată, încă o dată. Îl fericit, dar a fost un elogiu continuu. Deci încă o dată îl fericit pe Răzvan. Și vă urez și vă urez tuturor, parafrazându-l din nou pe un mare poet, precum Răzvan, să fiți sufletul sufletului toți din mea. Vă mulțumesc! Tot despre cartea lui Răzvan Ceanu, lăsându-l pe Răzvan Ceanu să fie în continuare asistent la ceea ce se spune despre cartea doctoriei sale, îl invităm să vorbească pe domnul profesor dr. Vasile Mărculeț, care de altfel este și semnatarul perpetuei cărții acesteia. Domnul Vasile Mărculeț semnează cuvântul înainte, scrie și semnează cuvântul înainte al cărții pe care o prezentăm astăzi. Fiți binevenit la Turda, ați venit de la Media și ne bucurăm. Prin prisma faptului că abordez altă zonă istorică, abordez alt spațiu istoric, altă perioadă de timp și am încercat să mă achit cu cât mai onorabil de această provocare a prietenului meu. Trebuie să vă spun că această, eu n-am să mai vorbesc despre dânsul, despre activitatea lui, sau spun destule, sau mai trebuie de șapte, că această lucrare cuprinde 11 studii care acoperă geografic un spațiu, să spunem, relativ limitat, area municipiului Turda, respectiv a comitatului omonim. În schimb, sumul, din punct de vedere al timpului, al temporalității, acoperă 6 secole de istorie, începând cu mijlocul secolului al XV-lea și mergând până la începutul secolului al XX-lea. Ceea ce este deosebit de important este faptul că aceste 11 studii acoperă o
dacă vreți, cu un ansamblu de subiecte destul de vaste, mergând de la prezentarea unor instituții, de la reliefarea unor momente din istoria orașului de pe Arieș, până la prezentarea unor personalități, a unor familii de personalități și așa mai departe. Important este faptul că întregul demers al domnului Răzvan Neagu este un eminamente științific. Întreaga carte este fundamentată pe o bogată rețea de surse, pentru că de la surse inedite până la surse edite, articole de presă, memorii, informații luate din archive personale ale descendenților celor care sunt cuprinși în carte, și care toate creează sau au dat final acestui demers științific al lui materializat în carte de față. Ceea ce este și mai important din punctul de vedere este faptul că, deși cartea nu tratează, să spunem, o sinteză a perioadei respective, prin aceste mici particule de istorie, mici fragmente de istorie, ea contribuie în esența ei la a completa acest puzzle bogat al istoriei orașului Turda cu noi informații, contribuind în final la o cunoaștere mai profundă, la o cunoaștere mai adecvată a istoriei acestui municipiu. Realizată în acest context ample, dacă vreți, medalioane ale unor personalități care au marcat istoria orașului, care s-au implicat în istoria orașului, fie în activitate economică, fie în activitate științifică, fie în activitate politică, realizează aceste medalioane care vin să întregească acest scop unitar, probabil acest mare ansamblu de personalități ale orașului. Valoarea cărții este dată în același timp și de bogată bibliografie pe care o folosește, sunt câteva zeci sau chiar sute de titluri în bibliografie, de anexele pe care le cuprinde, mergând de la liste de personalități, de la liste de instituții, de la imagini, o imagine foarte bogată, condimentează volumul, care creează și dau un tot unitar acestui demers al domnului Neagu, care, deși este realizat în studii, în o serie de studii, în fragmente, el are un curs, un fir unitar, mergând din secolul 15 și până în prezent. Mie, care am făcut acest cuvânt înainte, nu-mi rămâne decât să-l felicit pentru efortul depus. Sunt convins că va avea încă multe lucruri de spus, asta este și eu, anume, am înțeles că trece peste 34. Și îmi permit să-i fac o urare, dacă vreți, mai glumează, mai ironică, mai macabră, cu prânul noastră. Are încă timp foarte mult să scrie, cu certitudine el este situația care va mai prinde, poate de noi alții, care nu mai putem prinde cât a prins. Felicitări și la mulți ani! Bună ziua, domnule colonel în rezervă, doctor Alexandru Bucur. Bine ați venit de la Sibiu, la Turda. Bine v-am regăsit. Aveți cuvântul. Îi urez la mulți ani, să ai o parte de numeroase succese, atât de domeniul profesional, cât și cel familial. Sperăm că mai curând. Vin și la mulți ani, ne invoviți pe toți prietenii sigur. Să trecem la probleme serioase. Așadar, Răzvan apare pe piață pentru a delecta nu numai cetățenii din Turda, ci și pe alți cititori de istorie, cu volumul Momente din istoria orașului Turda, personalități, evenimente, instituții. Este o continuare logică, firească, a altui volum, referitor la formarea intelectualității din Turda, studenți din Turda la marile universități europene. Unul dintre studii chiar se referă la studenții de la Viena. Printre problemele abordate, remarcăm scoaterea în evidență a unor personalități care fac cinste nu numai acolo în principiul Turda, ci și a Transilvaniei și, în general, a Uniunii. Totodată, problemele abordate se referă nu numai la viața și activitatea acestor personalități, ci și la modul în care acestea au acționat, cum și-au lăsat amprenta asupra zonei și asupra țării în general. În primul rând, Răzvan își manifestă nemulțumirea față de
scoaterea în evidență a unor personalități locale care fac cinste acest domiciliu, în al doilea rând, dorește să demonstreze că despre ele se pot spune mult mai multe, de aceea a depus o muncă asiduă, continuă, perseverentă, pentru a găsi cât mai multe date din cercetările lui în arhive, biblioteci, tocmai pentru a creiona personalitatea acestor oameni care au trăit pe meleagurile dumneavoastră. Nu în ultimul rând, cercetarea lui se vede că este serioasă, este făcută cu ideală, multă răbdare, dragoste și pasiune. Își manifestă totodată dragostea față de locurile de care este atât de legat, pe care vrea să le scoată în evidență cu bunele și cu retele lor. În principal, orașul, municipiul actual Turcu. Nu pot decât să îl felicit pentru ceea ce a făcut, îi doresc spor la treabă continuare, să nu mai delecteze cu asemenea operă și dumneavoastră lectură plăcută. Vă mulțumesc! Și anume la un înaintaș
al meu la slujirea preoțească al darului Catedralei din Gurla. Este vorba despre părintele protopop Aurel Gliga, care a succedat pe marele întemeitor și titor de catedrală din Gurla, părintele Iordian Mureșan. Și atunci nu-i de mirare că și lăstarele pe care le-a lăsat în urmă au fost de aceeași valoare și căutare. În 1904 s-a născut părintele Aurel Gliga. Au urmat studiile la Reghin, la Brașov, la Năsăud, după aceea Institutul Teologic de la Sibiu. A ajuns un colaborator de nădejde al episcopului Nicolae Ivan, ctitorul reîntremeiatei episcopii a Clujului, și din această postură, citindu-l episcopul și văzând în el un mare și viitor slujitor al altarului, l-a trimis la studii, la Cernăuți. Acolo a fost coleg cu părintele Dumitru Stăriloae, marele teolog, fiind secretarul uneia dintre secțiunile Academiei Ortodoxe. După aceea îl găsim în, de câteva ori menționat în, între profesorii de religie care au predat la mai multe licee din Cluj. În 1929 a fost hirotonit preot pentru parohia Toplița, fiind acolo unul dintre cei mai importanți și mai activi preoți din secuime. A avut atâta râvnă, pe lângă pregătirea lui intelectuală, a pus bazele bisericii pe care o vedem astăzi și a pictorit biserica din Toplița, care a fost și pictată de către Dimitrie Belisarie, pictorul care a pictat și Catedrala Patriarhală, fratele lui Gheorghe, care a pictat Catedrala noastră, deci de aici înțelegem mai mult de ce avem noi pictura lui Belisarie la Gurla, și pentru numeroasele lui realizări, fiind membru în Astra, Despărțământului Astra, episcopul Nicolae Colan, urmașul lui Nicolae Ivan, l-a adus la Gurla. După marea personalitate a părintelui Iordian Mureșan, trebuia să apară un om care să continue ceea ce a făcut acesta. Și, într-adevăr, nu s-a înșelat episcopul Nicolae Ivan, aducându-l de acolo, aici, la Gurla, pentru că a continuat ceea ce a început părintele Iordian și a păstorit într-o perioadă foarte dură, condițiile din cel de-al doilea război mondial, când, împreună cu preoții ortodoxi din Protopopia, dar și cu cei greco-catolici, cu protopopul greco-catolic Ioan Cârnațu și cu ceilalți, au contribuit cu toată părnicia lor și cu toată implicarea la susținerea cauzei războiului pentru români, prin predici, prin colecte, prin donații. Aici sunt menționate multe, nu vreau să vi le pun toate înainte. Spre exemplu, s-a preocupat în mod special de învățământ părintele protopop Aurel Gliga. A donat, a făcut donații nu numai pentru școlile din Gurla, ci și pentru cele din Cluj. Un alt aspect al personalității menționat, al personalității protopopului Aurel Gliga, este următorul: mila pe care o remarcă și domnul profesor Răzvan, mila și iubirea lui de neam. De exemplu, în lunile octombrie-noiembrie ale anului 1944, Gurla a fost bombardată și, bineînțeles, bisericile au avut, fiind clădirile cele mai vizibile, mai înalte, au avut de suferit. Catedrala a fost lovită de obuze, unul dintre turnuri a fost dobărât. Înăuntru se pot vedea și azi urme de război, urme de gloanțe. Cei care sunteți curioși și doriți să le vedeți, întrebați-mă și am să vi le arăt, pentru că nu sunt vizibile așa, dacă nu știu unde să cauți. Ei bine, a făcut apel și s-a zbătut atât de mult încât toate bisericile, și cele ortodoxe, și cele greco-catolice, până la Crăciun au fost reparate. A fost un
efort imens. Dar a ținut Dumnezeu cu ei. Pentru că până în 31 decembrie, anul acela, 1944, n-a înghețat. N-a înghețat deloc. Așa încât toate acoperișurile de biserici au putut fi refăcute și redate apoi, în anul următor, funcțiunilor ecleziastice și liturgice și au fost resfințite. Pictura catedrală a fost resfințită în 1945 de către Nicolae Colan. Fiind acolo, fiind numit acolo protopop de Baia Mare, dar pentru o scurtă perioadă de timp, până în 60, când a fost silit din nou să plece și fiind transferat la parohia Lăbușel, unde a slujit până în 73, când a ieșit la pensie, a trăit acolo până la sfârșitul vieții, 23 decembrie 1983. Acestea sunt câteva perle foarte pe scurt ale activității părintelui Aurel Vinga. Am ținut să vi-l pun în față, deoarece anul acesta, Patriarhia Română, este anul mărturisitorilor Ortodoxiei în timpul regimului comunist. Și Părintele Aurel Vinga este unul dintre mărturisitori. Nu doar afirmat așa, ci un mărturisitor real. Iată, domnul profesor ne documentează această realitate a personalității Marelui Protopop. Sunt convins că nu trebuie să urăm să continue cercetarea, pentru că el este ca un arc încordat. Și nu s-a dezacordat. E întins la maxim, pe măsură ce crește, și se vede creșterea de la un an la altul, pe măsură ce crește, avântul lui, avântul săgeții, pătrunde lui în istorie și a ridicării la înțelegerea noastră a celor de astăzi, e tot mai mare. Așa că îi dorim de la Dumnezeu să-L umple de putere și de rând în continuare, să poată să scoată la lumină atâtea surprize, câte mai sunt în jurul nostru, în orașul nostru, în casele noastre și așa mai departe. Mulțumim, domnule profesor, toți trebuie să-i mulțumim, toți studenții de arte. Următorul vorbitor este domnul profesor Horațiu Brăuza, de la Muzeul din Turda. L-am văzut de curând la o altă conferință în care se discuta tot despre Turda, 1944 de la testarea documentară. Mulțumim frumos că sunteți aici și, bineînțeles, Răzvania vă mulțumește din zâmbetul lui, înțeleg că aveți o complicitate frumoasă. Bună ziua tuturor! Am să încerc în această dumneavoastră frumoasă să desecretizez puțin conținutul lucrării prezentate astăzi și am să citesc un pic material pe care l-am pregătit în acest sens. Autorul lucrării, doctorul în istorie Mihai Răzvan Neagu, prin noua sa lucrare, Momente din istoria orașului Turda, Personalități, evenimente, instituții, secolele 15-20, ne oferă plăcutul prilej de a face o drumeție în timp prin viața orașului Turda, sub cele mai diferite aspecte, scoțând însă în prim plan imaginea culturală și religioasă a municipiului prin personalitățile sale reprezentative pentru acele vremuri. Autorul nu este la prima sa lucrare de aceste. De multă apreciere s-au ocupat volumele anterioare, Formarea intelectualității din Turda, studenți din Turda la Marele Universități Europene, 1377-1918, și Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Turda, 80 de ani de la Sfințite, 1935-2015. Noul volum, a cărui apariție o marcăm azi, cuprinde un număr de 11 studii de istorie. Studiile cuprinse în cele 251 de pagini, cât sumează volumul, prezintă aspecte diverse ale istoriei, precum istorie militară, istorie intelectualității, istoria farmaciei, personalități, istoria presei, istorie confesională, istoria mișcării naționale românești. Am fost plăcut impresionat încă de la lecturarea primului studiu al lucrării, cel în care este prezentat un personaj important al Transilvaniei secolului al XV-lea, Fogan Cicloș. Funcția deținută de acesta, de Comitea Casei Cămării de la Turda, cămara de la Turda fiind considerată în perioada Evului Mediu cea mai importantă cămară de sare din Transilvania, îl pune alături de cei mai influenți oameni politici ai vremii. Prezența sa frecventă în documentele de
epocă, alături de personalități precum Iacu de Hunedoara și Matea Păltinu, o dovedește cu prisosință. Este de remarcat că autorul a știut cum să interpreteze sursele bibliografice pentru a pune în valoare această mare personalitate. Mihai Răzvan Iacu a încercat să țină seama în studiile sale și de cronologie, astfel încât în cel de-al doilea studiu intrăm deja în bine epocă modernă. Aici li se oferă un frumos și documentat capitol despre o familie de farmaciști din Turda ce s-a stabilit în orașul de Beagheș la sfârșitul secolului al XIX-lea. Multitudinea informațiilor oferite de autor duc la o singură concluzie. Minuțiozitate și profesionalism. Dintre cele mai interesante studii de istorie modernă, se numără și cele legate de istoria confesională. În studiul intitulat Considerații privind personalitatea și activitatea protopopilor greco-catolici de Turda 1700-1948, autorul își propune și reușește, pe de o parte, să aducă noi informații și interpretări referitoare la această confesiune, iar pe de altă parte, să prezinte cititorului partea uitată a istoriei greco-catolicismului acestor locuri. Studiul urmărește atât aspecte din viața protopopilor, ne referim aici la date biografice, originale, educație, carieră, cât și la activitatea acestora, care lor în viața orașului. Studiile foarte bine documentate ne prezintă listele cu studenții turdeni de la universitățile amintite, disciplina studiată, anii de studiu și cariera la urmă. Printre cei prezentați în aceste studii se remarcă și membrii familiei Rațiu, cea mai importantă familie românească din Turda. Un studiu separat intitulat Familia Rațiu, o dinastie intelectuală a orașului Turda și a Transilvaniei, pregătirea intelectuală a membrilor săi, fiindu-le dedicată între cei. În ceea ce privește istoria mișcării naționale românești, relevant este studiul intitulat Atitudinea populației din comitatul Turda față de reorganizarea Transilvaniei. Anul 1861 a marcat un punct de cotitură în acest sens, care poate fi apreciat sub aspectul efortului politic colectiv, drept cel mai important moment din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la memorare. Autorul subliniază pe bună dreptate faptul că Turda a devenit în această perioadă un centru politic important al românilor ardeleni, având în frunte pe viitorul președinte al Partidului Național al Românilor din Transilvania, dr. Ioan Rațiu. Studiul este foarte concis și bine documentat. Profesorul Mihai Răzvan Neagu ne uimește cu detaliile oferite în cele două studii ce fac referire la viața și activitatea preotului Grigore Mijin și a protopopului ortodox al Tursii Aurel Linga. Nu voi insista pe acest subiect, a vorbit părintele Marchiș. Volumul cuprinde în ultima sa parte două studii foarte interesante. Primul este legat de viața culturală și religioasă desfășurată la Turda, care sunt prezentate, pe de o parte, activitatea Asociațiunii Astra și, pe de altă parte, Congresul Asociației Andrei Șaguna, Preotul Ortodox din Mitropolia Transilvaniei. Evenimentele desfășurate aici sunt onorate de prezența unor mari personalități. Al doilea studiu prezintă aspecte legate de societate, economie și cultură turdeană, cuprindite în paginile ziarului Telegraful Român, ziariștii sibieni, surprinzând momente importante și reprezentative din evoluția comunității românești. De aici, începând cu a doua jumătate a secolului XIX-lea și până la începutul secolului al XX-lea. Ilustrația volumului prezintă fotografii și cărți poștale de o foarte bună calitate. Unele dintre acestea fac parte din colecția personală a autorului, altele provin din arhiva Muzeului de Istorie Turda, iar altele sunt fotografii realizate chiar de către autor. Volumul, de o înaltă ținută, a apărut grație editurilor Mega și Școala Ardeleană în anul 2017, fiind prefațat de dr. Vasile Mărăbreț, aici de față, un cunoscut cercetător din domeniul istoriei. Bibliografia consultată de către autor este impresionantă, ceea ce denotă o foarte bună documentare a volumului. Au fost consultate 36 de surse primare, la care se adaugă 31 de publicații periodice, 9 titluri și repertorii de epocă, 22 de lucrări generale, 100 de lucrări de specialitate și 32 de studii și articole. Autorul, pe lângă faptul că este un erudit și vigoros cercetător, este în același timp un om sentimental, de o adâncă sensibilitate, dovadă fiind dedicația de la începutul volumului cu imaginea bunicii sale Maria Sandrean, îngerul său păzitor. Pentru dr. Mihai Răzvan Neagu, acest gest nu este o slăbiciune, ci o virtute care îl onorează. Vă recomand cu călătură lecturarea acestui volum de studii, care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui turdean. Vă mulțumesc! Și cum zicea vedea lor acum, nu-i bani, acum e acum.
Avem cartea, avem vorbitorii despre carte, vă avem pe dumneavoastră și îl avem pe autor. Mihai Răzvan Neagu, de fapt, invers, Răzvan Mihai Neagu. Vreau să prezint o scurtă biografie a lui Răzvan Neagu. S-a născut pe 10 mai 1983 aici la Turda, asta este biografia. Dacă ar trebui să aleg între a fi, să aleg obligatoriu intelectual sau prieten, un intelectual preferat tu sau un prieten preferat tu, nu știu ce aș alege. Știu doar că Turda are nevoie de intelectual și oamenii au nevoie de prieteni. La mulți ani! Și cred că numai la începutul acestei cărți așează pe bunica lui, căreia îi dedic această carte. Și, deși nu scrie implicit, această carte este dedicată și mamei. Mai zic eu? Mai zici tu? Noi am zis, doar câteva versuri de Blaga. Colegul de la muzeu spunea așa frumos și științific, mă rog, mi-a prezentat exact câte cărți ai citit, câte, care sunt izvoarele pe care le-ai studiat pentru a scrie această carte, impresionant. Ceea ce Blaga spunea astăzi, ușor nu e nici cântecul, zi și noapte, nimic nu e ușor pe pământ, căci roa e sudoarea privighetorilor care s-au ostenit toată noaptea cântând. Dedicație pentru autor, cântecul lui Răzvan Neagu, momente din istoria orașului Turda. Și, bineînțeles, cântecele vor urma. Pe măsură ce domnul autor vorbește, sau la finalul discurs, nu cred că e discurs. Spune. Cum să-i zice? Expunere. Expunere, e prea pentru prea. Cuvântare, cuvântare. La final, sau chiar ce vreau să -l întreb pe, Răzvan Neagu, să-i adresăm întrebări despre carte, despre ce dorim, este astăzi al nostru, e ziua lui, nu știu dacă această carte este cadoul Turzii pentru el sau cadoul lui Răzvan Neagu pentru Turda. Și mai ales și cu dumneavoastră, care practic dați consistență acestei manifestări și sunteți cei care m-am adresat în demersul meu științific. Așadar, vă spun bine ați venit. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați reușit să ajungeți la această lansare de carte. Precizez de la început că nu mi-am făcut un discurs academic sau așa cum îl fac de obicei la conferințele la care particip, însă vreau să vă expun câteva gânduri. Anume că această carte pe care am reușit să o finalizez în acest an și să o pot edita, este de fapt o culegere de studii, de 11 studii, diferite ca și problematică abordată, însă toate acestea au un fir comun, au un fir roșu, dacă vreți, au un numitor comun, și anume orașul în care trăim cu toții, anume orașul Turda. Iar dacă mi-am construit cartea într-o perspectivă multidisciplinară, practic toate aceste studii au la bază Turda. Au la bază Turda și nu numai orașul, dar și zona înconjurătoare, pentru că, iată, am fost de curând am fost și reședință de județ. Așadar, din perspectiva multiculturală pe care am încercat să o exprim în această carte, am vrut să arăt lumii și să arăt dumneavoastră fragmente de viață. Fragmente de viață care s-au întâmplat aici, fragmente de viață care au contribuit în evoluția istorică și devenirea acestui oraș pe care noi astăzi îl moștenim și avem obligația să îl dăm mai departe urmașilor noștri. Iar axa temporală istorică care leagă toate aceste studii se întinde din secolele 15 până în secolele 20, așa cum foarte bine au spus antevorbitorii mei.
Referitor la orașul Buda, foarte recent, elaborând un eseu asupra istoriei, cum zic, în general, eu am identificat și am încercat să expun, din punctul meu de vedere, bineînțeles, cele cinci tradiții pe care acest oraș le are și de care ar trebui să fie foarte mândră și pe care ar trebui să le promoveze. Este vorba, în primul rând, de tradiția locuinii. Orașul acesta a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, practic din preistorie, trecând apoi prin antichitate, prin epoca modernă și, iată, ajungând până în zilele noastre. Așadar, este unul dintre locurile care se poate lăuda cu o continuitate a locuirii, practic neîntreruptă. A doua tradiție pe care eu am identificat-o și care cred că definește într-o foarte mare măsură acest oraș, este vorba despre tradiția sării, a exploatării de sare. Tunda este legată intrinsec de acest mineral. Practic, tunda nu există în absența acestei sări. Acest aspect îl vedem inclusiv astăzi, când iată sarina este unul dintre obiectivele principale ale acestui oraș. Puțină lume știe că Turda are și o bogată tradiție de capitală parlamentară a Transilvaniei. Aici, în Ecumeniu, s-au desfășurat marea majoritate a dietelor Transilvaniei și a adunărilor congregaționale. Turda are așadar o tradiție îndelungată a desfășurării marilor evenimente cu impact regional asupra istoriei Transilvaniei. A mai fi tradiția a patra, cea de centru foarte important, centru creștin. Făcând aici abstracție de orice fel de confesiune, la noi în oraș, tradiția creștină este foarte prezentă, practic de la aproape de la începuturile sale, din secolul al II-lea înainte de după Hristos și mergând practic până în contemporanitate. Trecând, bineînțeles, prin perioada reformei religioase, când Transilvania și Europa s-au împărțit între confesiunile care au rezultat în urma reformei. Și, bineînțeles, ajungând și la momentul când românii din Transilvania s-au despărțit în două confesiuni, care ambele au avut o contribuție cu totul și cu totul deosebită și de multe ori dezinteresată și fundamentală la evoluția poporului român și mai ales la cristalizarea conștiinței naționale care a acestuia. Este vorba, după cum bine ați sesizat, de confesiunea ortodoxă și de cea greco-catolică. Nu o să vă mai plictisesc cu detalii istorice. Aș dori doar să vă mai spun că pentru mine a fost o adevărată plăcere să lucrez la această carte. Am încercat să surprind în ea aspecte din evoluția tuturor comunităților din Turda. Dacă veți avea curiozitatea să citiți această carte, am încercat să prezint, bineînțeles, în primul rând, evoluția comunității românești, dar nu am neglijat nici comunitatea maghiară. Am încercat să prezint chiar primul studiu este dedicat unui membru al acestei comunități, este vorba de Comitele Cămării de Sare, Hogan Nicoși, așa cum bine spunea colegii mei, și un capitol despre cea mai importantă și mai celebră familie de falcaciști ai Tuzii, familia Berici, care din generație în generație, din secolul al XVIII-lea și până în secolul al XX-lea, s-au dedicat cu totul acestei nobile meserii. Este important să studiem trecutul. De ce? Pentru că puterea exemplului, faptelor din trecut, este una fantastică. Trebuie să nu uităm că în trecut s-au întâmplat anumite fapte care ne definesc pe noi ca oameni și ne dau astăzi identitate. Trebuie să știm trecutul pentru a înțelege prezentul și pentru a pregăti viitorul. Înaintașii noștri pe care eu am încercat să-i prezint în această carte sunt cu adevărat demne modele de urmat, pe care tânăra generație ar trebui să le studieze. Pentru că aceasta este o modalitate de accedere la propria devenire. Cartea și scrisul, în general, sunt o modalitate de transmitere a unei revelații. A unei revelații care nu cred că este atât afanajul omului,
este vorba despre sângele divin care există în fiecare dintre noi. Așadar, cititorul, în contact atât cu gândirea, cât și cu scrisul unui anumit autor, nu neapărat el, intră în legătură cu propria conștiință. Să știți, dragii mei, și mă adresez mai ales aici Emilie Omega, care țină foarte mult, lectura și cititul, să știți că ne face liberi. Într-o vreme când, în societate, sunt tot felul de obreriști, sunt tot felul de cătușe care, poate că nu se sesizăm de fiecare dată, dar ni se pun aproape zilnic. Societatea de astăzi tinde să ne încătușeze, tinde să ne facă să nu mai fim liberi, prin tot felul de mijloace. Mai puțin sau mai mult vizibile, rețelele de socializare, calculatorul, internetul, care toate sunt realități virtuale. Nu este nimic real din ceea ce este acolo. Din păcate, trăim astăzi timpul care abundă de așa zise personalități care nu au niciun fel de personalitate, de așa numite staruri care ni se pun zilnic în fața ochilor, însă aceste staruri, ele nu strălucesc decât eventual dacă poartă ceva bijuterie prețioasă, sau suntem obligați, forțați să vedem tot felul de reality show-uri sau chestii de genul acesta care nu au nicio legătură cu realitatea. Soluția pentru a putea fi imun la toate acestea este lectura. Este lectura, este cartea, acolo unde există adevăratele valori umane, care cu toate că astăzi au intrat într-o perioadă de declin, într-o perioadă de depreciere, sunt convins că ele nu vor dispărea. Le va fi greu să se impună, dar totuși, în final, eu așa spun că se vor impune. Pentru că ceea ce este scris va rămâne. Vorba latinilor, strămoșii noștri, scripta umană. Așadar, în final, nu rămâne decât să aduc sincere mulțumiri celor care au contribuit la apariția acestei cărți, fără de care, fără ajutorul cărora, nu aș fi putut să duc acum sfârșit acest proiect. Mulțumesc, în primul rând, sponsorilor care, cu generozitate, m-au ajutat în tipărirea cărții. Este vorba, în primul rând, de un prieten drag din Germania. Este vorba despre domnul doctor Eugen Pongraț. El transmite toate gândurile bune și dumneavoastră la fel. Din păcate, este reținut în Germania. Este vorba despre primarul municipiului Turda, domnul inginer Cristian Matei. Îi mulțumesc foarte mult părintele Marius Bocan de la Parohia Ortodoxă Turda Veche, cel care a sărit primul, ca să zic așa, în ajutorul meu. Îi mulțumesc domnului secretar de stat Mircea Dimie, care de fiecare dată a avut înțelegere față de mine și m-a sprijinit în toate proiectele. Mulțumesc domnului inginer Mihai Cătălian, care nu a putut să vină astăzi, dar și dânsul de fiecare dată este un om cu totul de deosebit și dispus să mă ajute de fiecare dată. Și mai sunt două societăți comerciale. Este vorba despre Turda Salina Turda și de compania de apă Argeș Turda. Îi mulțumesc tare mult pentru ajutor și, din păcate, nu am mai apucat să precizez în carte, pentru că așa a fost timpul, dar a mai fost un om care m-a ajutat foarte mult și care este în sală. Este vorba despre părintele Sebastian Zahar. Mulțumesc tare mult! În final, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat consistență și ați întărit această lansare de carte. Cine dorește să achiziționeze carte, ea costă 20 de lei, cred că sunt exemplare de scure. Mulțumesc tare mult că ați venit, vă doresc multă sănătate, succes în tot ceea ce faceți și Doamne ajută! Vă mulțumesc!